Univers Podcasts. Pe mine astrologia m-a învățat să accept lucrurile. Păi da, te aduce în acceptare și în prezent. Așa cum spui, toate lucrurile se întâmplă ca să poți să-ți împlinești destinul. Cunoașterea hărții natale este esențială. Trebuie, frate, să-ți cunoști harta natală. Deci dacă nu-ți cunoști harta natală, foarte multe nu poți să faci. Pentru că harta natală te ajută să înțelegi niște lucruri despre tine. Dragilor, despre asta este astrologia, să ne cunoaștem mai bine și să învățăm să ne gestionăm plusurile și minusurile. Fiecare ședință de astrologie te ajută să te poziționeze mult mai bine în propria viață, nu în sensul că îți spune cine ce să faci, dar îți înțelegi un anumit traseu pe care, dacă ești disciplinat, rutinat și ai și înțeles ce înseamnă astrologia, nu că te ajută, te face să faci niște salturi de-astea să quantice. Faci niște salturi, da. Te ajută să faci niște salturi. Pentru că vreau să spun că, din punctul meu de vedere, astrologia este foarte importantă ca să te cunoști pe tine. Uh-huh. Ești fericită? Eu pot spune că da. Și nu pot să-ți dau o definiție a fericirii, că ea nu există, bineînțeles, uh-huh. Și că ea... Pentru fiecare, cred că fericirea este altceva, așa cred eu. Dar cred că fericirea este o stare de spirit ca și vârsta. Să nu asculți de sfaturi. Deci, sfaturi am primit, fără să le cer. Toată lumea îți dă sfaturi, pentru că cred că e lucrul cel mai ușor de făcut. Nu am ascultat de sfaturi decât în măsura în care, prin filtrul gândirii mele, ele mi-aduceau un adaos, un plus. Astrolov cu Lavinia Badea, un podcast Zunivers. Bun găsit, dragilor, bine v-am găsit la nouă ediție. Vreau neapărat să vă recomand să vă uitați la această ediție. De ce? Pentru că eu, atunci când o să mă fac mare, vreau să fiu precum Cristina Stan. Nu este ceva ce o să facă sens pentru voi la început, dar face foarte mult pentru mine. De ce? Pentru că eu, acum foarte mulți ani, când am început să studiez mult mai aprofundat astrologia și să merg pe la tot felul de cursuri, mă tot întâlneam cu ea, cu draga de Cristina. Vreau să-i urez bun venit și vreau să vă povestesc despre ea și să povestim împreună foarte multe lucruri faine. Bun găsit, bine ai venit! Bine te-am găsit, dragă Lavinia. Vreau să spun că pentru mine este o surpriză monumentală că mă aflu aici. Deci eu nu sunt o persoană care să mă expun public. Toată lumea care mă cunoaște știe. Dar, știi, sunt așa puțin superstițioasă, ca să spun așa, și mă uit la ce semne vin spre mine. Iar faptul că tu m-ai invitat aici mi se pare un semn, având în vedere că este Saturn în Pești, da. El a luat-o înapoi acum, și am zis că, frate, dacă Lavinia mi-a spus, înseamnă că o fi ceva, o fi, și presupun că este, să vedem. Cum, ce, Jupiter în Taur, da. Adică sunt niște semne, ca să zic așa. Ne scoate așa din zona de confort. Pe mine, da. Da, unde ne place nouă mult să stăm și ne și apropiem de partea asta, de a ieși mai mult în evidență, totuși cu nodul nord în berbec, da? Nu. Trebuie să ieșim. Da. Să fim la rampă deschisă. Da. Așa este, că nodul nord intră în berbec și va intra peste luna mea. Uite, vezi de ce te deschizi tu emoțional, de ce în sfârșit. Da, da, de asta m-am gândit, că nimic nu e întâmplător și că sigur va veni, am prevăzut că va veni cândva și această situație, dar nu mă așteptam chiar așa repede. Știi cum e, necunoscute sunt căile Universului sau ale Domnului. Chris, că țin mult la tine și că te admir așa de la distanță, că nici eu nu sunt genul de om să-mi exprim afecțiunea în public și, în general, sunt foarte discretă, chiar dacă sunt mai glumeață atunci când mă deschid. Știi doar de la cursurile noastre că eu nici harta natală nu mi-am deschis-o foarte mult timp în cercurile noastre de astrologie, chiar sunt destul de des tachinată. Dar de ce, dragă, nu simt? E o chestie pe care uneori o țin pentru mine și simt că trebuie să-mi fie respectat lucrul ăsta, dar
Știi că eu ți-am zis ție de foarte mult timp că eu când mă fac mare vreau să fiu ca tine. De ce? Pentru că, dragilor, Cristina este o sursă de inspirație inepuizabilă, pentru că are o vârstă venerabilă și că are o experiență de viață colosală și că este atât de tânără și de atât de activă încât e mult mai tânără ca un om de 30 de ani. Trebuie să recunoaștem și să dăm cezarului cei al cezarului. Acum, na, eu nu o să te întreb, Cristina, câți ani ai? Ba, poți să mă întreb, eu nu am nicio problemă cu vârsta. Deci am împlinit 70 de ani la Crăciun. Să fii sănătoasă. Dar nu am o problemă cu vârsta, am însă o problemă cu modul cum suntem priviți cei de vârsta mea. Și vreau să spun că eu nu sunt o excepție. Și că sunt mulți alți oameni care fac alte lucruri, sigur, nu toată lumea umblă acum prin cursuri de astrologie și așa, dar au alte preocupări, alte lucruri. Tot la vârsta mea, chiar mai sus decât mine, și eu cunosc asemenea oameni, și am o problemă când suntem priviți ca fiind expirați, cum spune. Vai. Așa suntem noi, expirați. Doamne. Eu nu mă consider. Nici n-ai cum. Eu personal am soare conjunct Saturn, deci eu sunt pe zona asta. De asta în apropierea oamenilor, educați, citiți, experimentați, mult mai în vârstă. N-o să mă vedeți niciodată cu oameni mult mai tineri ca mine, pentru că simt că nu rezonez foarte mult. În schimb, eu simt să vin, uite, către tine, e o atracție așa foarte faină și simt că pot să învăț și să evoluez foarte mult prin experiența pe care tu o ai și o aduci și a celor care sunt ca tine. Vii în spirit, pur și simplu, vii și în tot ceea ce fac. Mie mi-a plăcut tot timpul să mă înconjur de oameni tineri. Și sigur că în viață întotdeauna ți se dă, dacă chiar vrei. Deci eu am 4 copii, care au avut tot timpul prieteni lângă ei, gașcă, adică nu așa, deci care se întâlneau tot timpul, care împreună tot timpul peste tot și care veneau tot timpul la noi în casă. Noi am avut o casă deschisă pentru prietenilor și atunci am trăit între oameni tineri. Ceea ce fac și acum, eu nu am prieteni de vârsta mea. Și uite, eu am așa o atracție către zona asta de a fi omul mult mai înțelept ca mine și uite că noi ne-am potrivit și da. Nu e întâmplător că, uite, tu ai venit să și filmezi cu mine, ceea ce n-ai zis că, măi, nu mi-e chiar caracteristic. Da, nu mi este la îndemână, să știi, dar să facem față, nu? Ce e scris și pentru noi. Da, da. Eu sunt recunoscătoare. Hai să o luăm așa cu începutul, să te cunoască oamenii, pentru că vreau neapărat să te vadă lumea. Ești un exemplu viu, pur și simplu. Cine e Cristina Stan? Am înțeles, ai 70 de ani, dar zine și zodia. Și cine ești? Deci sunt Capricorn. Și este și normal la vârsta asta să fiu așa. Capricornii, știi bine că sunt mai tineri la bătrâneți. În partea a doua vieții. În partea a doua vieții, așa, ca să ne exprimăm elegant. În partea a doua vieții sunt și mai deschiși. Au terminat cu toate cu problemele acute ale existenței și așa. Și atunci sigur că își dau voie să facă și altceva. Deci, dar ceea ce m-a ajutat foarte mult de-a lungul vieții este faptul că am ascendentul vărsător, unde se găsește și nodul nord, unde se găsește și Venus și Marte, adică cam multe. Da, și ai tot ce trebuie acolo să... Da, da. Iar eu sunt o saturniană, ca să zic așa. Saturn este foarte puternic în hartă la mine, pentru că e stăpânul hărții, este stăpânul zodiei, este în balanță. Deci ești omul relațiilor. Da. Și dacă ne ducem mai puțin mai aprofundat așa, este și stăpânul decanilor la mine acolo. Deci e Saturn peste tot. Saturn mi-a guvernat viața, Saturn m-a ajutat, Saturn mi-a tras pum, că mi-a și tras. Oh, ia să ne povestești un pic așa, ce mi-a și ți-a tras făcut? Pentru că nu am înțeles, să zic așa, anumite lucruri și atunci, normal că, ce zici, îți spun odată, spun de două ori, tu ce faci? Da, când eu, ca să zic așa, am avut afinitate cu astrologia încă din copilărie.
Deci era, noi nu aveam pe vremea aceea informație, mm-hmm. nu era chiar nimic, dar mi-au venit în cale oameni, nu știu, așa din neant, așa, care mi-au povestit niște lucruri, mi-au... Așa, am avut, de exemplu, un coleg de serviciu, când m-am angajat, eu nici n-aveam 20 de ani, care avea înclinații spre asta. Și ce să vezi, de la el, la el am citit prima dată, el mi-a împrumutat Cer și destina lui Arman Constantinescu. Deci eu am citit înainte de 20 de ani cartea. Nu am putut nici să o copiez, nici nimic. Pe vremea aia n-aveam xeroxuri, chestii de-astea nu existau. Probabil că existau, dar nu la nivelul nostru. Și am citit atunci și am avut și discuții, el mi-a mai povestit, el avea, fiindcă omul era aproape de pensie, deci el trăise înainte de război și atunci avea toate astea. Și am mai recitit odată cartea peste câțiva ani, când nepoata mea din partea surorii mele a făcut rost, nu știu de unde, o carte xeroxată și mi-a spus, uite, îți dau asta că știu că ție îți place, dar mi-o dai în 3 zile, deci eu trebuie să citezi repede ca să... Așa tot Arman Constantinescu, Cer și destin, ca altceva, de unde? Nu prea erau atunci, da. Nu era chiar nimic. Mai citeam astronomie și asta, adică mai, da, nu este la fel, deci nu are. Dar au venit anii 90. Altceva. Și atunci altă deschidere, altă, așa, am luat, bineînțeles, Cer și destin, ca să o am eu pentru sufletul meu. Și prima carte pe care am luat-o așa a fost Gabriel Mihailovici cu trilogia lui, uh-huh. pe care am citit-o. Hai, evident că nu am înțeles cine știe ce, dar era un început. Și da, am început, da, până au venit și greutățile cu mulți copii, în școală, în așa, a trebuit să mă axez pe muncă mai mult decât pe altceva. Ca orice capricorn veritabil, vorba aceea, nu? Da, dar mi s-a dat și posibilitatea să rezist a unei asemenea munci. Deci am fost foarte rezistentă. Și ești în continuare. Da, sunt, pentru că eu încă muncesc și nici nu mă gândesc atâta timp cât o să mă țină căpățâna, deci contabilitatea este doar o chestiune de cap, nu de trup și așa. O să muncesc, pentru că asta mă ține în formă. Deci de câți ani muncesc? De 50 de ani? În 2021, pe 16 august, am împlinit 50 de ani de când m-am angajat. Vai, mulți înainte! Da. Mulțumesc, la fel și voi să ajungeți și Cristina, sunt saturniană, să o las mai ușor cu munca, da. Mai mult cu bucuria. Și bucuria va veni. Da, categoric. Deci asta este sigur, ea va veni cândva, dar cum a venit și la mine. Și prin ce a venit această bucurie? Tocmai prin cei care, pentru care am muncit, ca să zic așa, toată bucuria mea a venit prin copii. Deci copiii m-au ajutat acum mai așa ca să mă și bucur de ceea ce am făcut în viață, de ce. Și atunci sigur că dacă te gândești, băi, am muncit, nu pot să spun că am muncit, dar uite că acum vin și rezultatele. Da, acum vin și rezultatele și eu sunt și iubesc foarte mult copii, toată lumea își iubește copii, dar cred că eu iubesc mai mult decât alții. Așa, și sunt foarte mândră de ei, pentru că și ei sunt muncitori și fac lucruri, da, și nu sunt genul care să spună că, nu că nu le-ar plăcea, oricum i-ar plăcea probabil să-ți vină așa fără să muncești, dar nu este o problemă pentru ei faptul că trebuie să muncească. Da. Ți-au urmat și pasiunea către contabilitate? Nu? Nu. Deci eu mi-am dorit măcar unul să fie alături de mine și să-i predau ștafeta cum ar veni.
Dar nu a fost nimeni doritor. E o muncă grea până la urmă, nu? Da, este o muncă foarte grea, foarte solicitantă și o muncă pe care, dacă nu-ți place, nu ai cum să o faci, pentru că trebuie să renunți la multe lucruri. Noi avem tot timpul termene, noi avem, cum eu am lucrat majoritatea timpului, adică cea mai mare parte din timpul meu de muncă a fost acasă, deci am lucrat independent. Am fost tot timpul la cheremul clientului, ca să zic așa. Mm-hmm, da. Ori copiii mei nu sunt dispuși să facă lucrul ăsta, iar când crești cu hârtiile lângă tine și numai cu acte și numai cu mama trebuie să lucreze și așa, nu faceți gălăgie și așa, e cam greu să te apuci de meseria asta dacă nu-ți place. Mm-hmm. Da, mie îmi place, deci dacă nu mi-ar fi plăcut, nu cred că ajungeam până acum să o fac. Categoric. Să ajung așa, probabil că m-aș fi, pentru că am și hobby-uri și alte multe lucruri pe care aș putea să le fac, dar deocamdată eu cred că nu am terminat karma cu contabilitatea. Ai karma că, contabilicească, da. Ca să glumim, da, așa. Da, mi-a rămas, da, încă mai am. Încă mai am. Te potrivești și foarte bine, ești un om asumat, care respectă deadline-ul, totuși stat în răspândere astrologie de partea aceasta de matură, asumată, riguroasă, tot ce înseamnă responsabilitate, și ți-a venit natural. Natural. Mi-a venit respecti. Natural, eu am mijlocul cerului în Scorpion, deci... Și cu banii, deci cu banii, domne. Și cu banii, cu puterea. Și cu banii, cu... Și cu banii altora. Da, cu da. Banii altora, cu puterea, da, da. Cu a, manageria. Deci... Cred că meseria asta m-a ales. Cu siguranță. Nu eu. Pentru că nici nu știam ce înseamnă când am început. Mama a fost cea care m-a împins, așa, mama fiind săgetător. Ea, ea era pragmatică, așa, ca să intră, dă la liceu economic, lasă că e bine, că așa, păi nu știu ce e și nu contează, că hai să vezi. La ea așa era ideea. Stai la birou, nu te plouă, nu te ninge. Ea a vrut ceva bine pentru da. Tine și ideea de da. Birou pe vremea aceea era senzațional. Era. Și acum este. Și acum este, dar da. Atunci chiar era. Era când eu aveam 14-15 ani să lucrez la birou. Era ceva, mm-hmm. Da. Și m-am dus că oricum n-aveam altă preferință. Sigur că aș fi vrut și eu un Lazar, un Saba, un Shinkai, cum pe vremea aia era o licee de top, adică, frate, să mă duc eu la liceu economic, adică părea cumva că mă duc la o școală profesională, cam așa era privit în acel moment, pentru că liceele economice au fost reînființate, deci nu a fost... nu erau ca celelalte licee, era al doilea an când eu am dat, de când se reînființaseră, și toată lumea mă privea în acest fel, dar până la urmă am zis, lasă, frate, mă duc acolo și o să văd. Și uite că ai că 50 bine. Și ceva de ani în câmpul muncii și ai lucrat independent, ceea ce iară și fabulos să lucrezi independent, da. Freelancer, păi cine a mai auzit să fii tu freelancer? Mă rog, nu era poate termenul inventat, dar lucrai pentru tine de acasă. Da. Adică aveai firma ta, tu chiar dacă na, veneau clienții și cumva aveai lucruri foarte multe de făcut, ți le manageriai, pentru că da. Totuși casa zice în Scorpion, stai un pic, aici e puterea. Adică da. Crezi tu că e la tine, dar ne mai gândim. Da, nu e. Nu e. Nu e. Și oamenii cu care am lucrat de-a lungul timpului au realizat acest lucru. Bineînțeles că da, trebuia să vină la un astrolog. Stai puțin să ne uităm ce are aici, e contabilă cu casa zice în Scorpion, o să-ți facă treabă bună, dar să știi că e șefa. Da. Așa, că asta e adevărul, așa, știi? Așa este. Chris, ne spuneai tu de Saturn că ți-a dat și foarte multe, dar în același timp ți-a dat așa și niște lecții. Dacă simți nevoia să împărtășești, ce vrei să spui prin ți-a dat lecții Saturn? Și mie mi-a dat lecție Saturn. Când a venit Saturn peste Saturn, mi-a luat așa tot. Măi, cu preș cu tot, adică nici fulgii n-au mai rămas. Da, Saturn cam așa greu. Și face. Mm-hmm. Cam așa și face. Da, eu pot să spun că am început-o chiar de la tinerețe, ca să zic așa. De la prima întoarcere a lui Saturn. Deci între 28-30 de ani, da, intervalul ăla? Da, atunci chiar înainte să intre în balanță, adică înainte să ajungă așa, am avut un eveniment nefericit, că a murit mama. Oh, îmi pare. Și acum am înțeles că
trebuia cumva să se întâmple lucrul ăsta. Mi-a trebuit mult timp să accept moartea mamei. Mi-au trebuit 30 de ani pentru asta. Wow. Dar acum am înțeles că asta era și că și ea își terminase ce avea pe aici. Eu trebuia să trec prin acest lucru. Și a venit Saturn în balanță. Deci a intrat Saturn în balanță. Eu în acea perioadă am avut așa, am născut al treilea copil. M-am mutat cu casa. Deci în anul ultim an, aveam 28 de ani, da, cam pe la jumătate, nu m-ar fi fost tranzitul lui. Și soțul meu a făcut prima criză de inimă. Atunci. Da. Vai, vai, vai. Da, asta a fost, asta a fost prima întoarcere a lui Saturn. Dar Saturn m-a și ajutat de-a lungul timpului, pentru că nu se putea altfel. Eu ți-am dat, da, voi fi alături de tine. Cam asta este Saturn. Am dus-o, bineînțeles, anii au trecut și boala soțului meu s-a agravat. El s-a operat la un moment dat pe cor deschis. Așa, și asta nu vreau să fac chiar o trecere în revistă, vreau să ajung la a doua întoarcere a lui Saturn, care a coincis cu intrarea lui Pluton Capricorn. Da. Da. Peste soarele tău acolo, sau da, un semn. Da. Peste soarele meu, care e la 3 grade. Ah, perfect. Deci, minunat. Da. Din prima te-a luat. Da, din prima m-a luat. Practic te-ai reinventat. Da, dar am avut și realizări. Deci, în primul rând, mi-am terminat facultatea atunci. Spune-ne câți ani aveai. Aveam 56 de ani, da. Deci. Da, fiți atenți, luați notițe, că avem multe de povestit. Aveam nevoie să-mi dau examenul de expert. Eu eram oricum în CECAR ca și contabil autorizat, dar aveam nevoie să-mi dau examenul de expert, pentru că altfel erau niște, să modificase legea într-un fel și eu nu voiam să fiu la mâna altuia, asta e clar. Și atunci am făcut facultatea. Și am terminat, dar chiar în anul când am dat licența, deci vezi, una caldă, una rece, m-am îmbolnăvit, am făcut primul tromboembolism pulmonar. Deci atunci a avut loc, cred că, trezirea. Deci stând eu în pat acolo la spital, că ce să faci? Da, acolo stai și te gândești. Și am rememorat așa toată viața și ți-am spus, eu am avut afinitate cu astrologia și deci cumva de-a lungul vieții am simțit că este ceva care mă ajută. Tot timpul m-a ajutat. Deci eu niciodată nu mi-am pierdut credința că Doamne, o să mă lase. Deci nu, știam sigur că nu o să mă lase. Indiferent prin ce aș fi trecut, m-a ajutat. Deci asta e clar. Și stând acolo așa și m-am tot gândit, mai citeam, tot acum aveam ce citi, vreau să spun că am urmărit-o neabătut pe Urania. Ca toată lumea de altfel. La pasul fortunei, da. Ei, nu înțelegeam eu foarte mult că Urania este și foarte didactică, așa. Dar încet, încet, ți se mai deschideau așa, mai citeai o carte, mai așa, mai... Dar m-am ridicat de pe patul de spital, normal că Saturn trebuia să mă ajute să fac treaba asta, oricum nu mă încheiasem și nu făcusem ce trebuia, adică pentru ceea ce venisem aici. Numai că deci el a ieșit din balanță, a făcut o întoarcere. A retrogradat. Așa, și s-a dus din nou în Scorpion. Deci când a intrat în Scorpion, soțul meu a murit. Și atunci a fost clar că eu trebuia să urmez un drum. Să te reinventezi, că ți venise și Pluto la soare. Și Pluto trecea, Pluto peste soare, când era acolo aproape. Nu știu dacă era chiar conjunct, nu m-am uitat niciodată foarte atent, dar în orice caz era la început acolo. Ca o scurtă paranteză, Pluto în astrologie este, ne aduce
ce ne poate pune față în față cu anumite momente în care trebuie să scoatem așa din interiorul nostru și tot ce e foarte, foarte bine, dar și tot ce nu e foarte strălucit ca să putem lucra. Practic ne obligă să renaștem, dar ca să putem să renaștem trebuie să conștientizăm, adică să rupem acele pattern-uri care ne-au adus în acele puncte, dar nu erau foarte bune. Cu alte cuvinte, ne trece printr-o suferință. Așa cum a fost, Pluto oricum te trimite la pământ înainte să te ridice. Da. Cum mi s-a întâmplat mie. Da. Deci pe mine m-a pus lat. Deci eu nu am mai putut. Prin câte am trecut în viață, niciodată nu m-am lăsat. Adică întotdeauna am găsit puterea să mă ridic. Atunci n-am mai găsit-o. Pentru că vorbim de Pluto, care mai înseamnă și partea de moarte și renaștere. Metaforic vorbind, funcționează pe principiul păsării Phoenix. Din cenușă, da, te faci acolo scrum și de acolo trebuie să pornești în alt drum. Și bineînțeles că Pluto are legătură și cu partea asta. Este guvernatorul modern al Scorpionului. Tu ai casa 10, care înseamnă statut. Statutul, da, de soție, schimbat. Care... S-a schimbat. S-a schimbat, dar nu mai era valid, să zic. Și Pluto mai înseamnă și partea asta de... Păi adună-te tu un pic și vezi ce faci, din ce puncte uiți. Da. Pluto, din punctul meu de vedere, e mai dur ca Saturn. Saturn e un diriginte. Dar Pluto când vine, nu negociază. Nici nu negociază, nici nu te atenționează. Te ia din prima, adică... Vine subtil, da, este o energie atât de subtilă și are o nuanță atât de fină încât nu-ți dai seama. Eu personal pe Pluton nu că-l iubesc, eu lucrez cu Pluton fiecare zi. Pluto și Saturn pentru mine sunt sfinte acolo, undeva suspuse. Și uite, tu îmi confirmi prin povestea ta de viață. Iar eu lucrurile acestea nu le știam. Și având în vedere că Pluto la mine în harte este în opoziție cu Venus și Marte. Deci în casa 7. Casa 7, da. Și fiind pe casa 10, ți-a quadratat. Sigur, tot. Da. Adică a fost prea mult acolo ca să nu se întâmple ceva care să mă trimit așa într-un pumn pe linia destinului. Da, 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 categoric. Da, că așa m-a trimis. Deci momentul de trezire, l-ai spus perfect, m-am trezit. Da, da, atunci. Ei, atunci l-am întâlnit pe Valeriu. Pe Valeriu Pănoiu. Pe care îl salutăm. Da, îl salut pe Valeriu, care e prietenul meu. Da. Adică eu îl consider prieten, acum nu știu el. Trebuie să vă povestesc de Cristina și de Valeriu, ca sunt savuroși. Și el m-a ajutat. Valeriu spune tot timpul, nu, că tu ai făcut. Am făcut, într-adevăr, pentru că sigur că eu trebuia să fac. Dar el m-a ajutat să fac. T-a ghidat, măi. M-a ghidat, da, m-a ghidat. Mai cu binele, mai cu stilul smuls. Știi că Valeriu are și stilul ăsta, dacă cumva nu faci ce ar trebui să faci. Jap, jap, jap. Da. Să înțeleg că te-ai dus într-o consultație astrologică în acel moment sau la cursuri? L-am văzut pe Valeriu la emisiunea Alinei Bădic de la B1 în data de 31 august. Deci, țin bine minte data aia. Ce an era, mai știi? 2013. În 2013, notat. Da. Și l-am căutat pe internet. N-auzisem de el, nu până atunci. L-am căutat acolo și ce să vezi, tocmai începea un curs de astrologie în data de 9 septembrie 2013. Să mai zici că există coincidențe. Nu există coincidențe. Și asta ca să-ți fac o, ca să ne gândim că chiar nu există coincidențe, pe data de 9 septembrie, deci el începea cursul, soțul meu a murit pe 9 aprilie 2013. Și ți-ai trecut perioada de doliu, cu alte cuvinte, hai fă ceva. Perioada de doliu a durat mult. Deși nu aș fi putut singură să reușesc. Deci cu siguranță nu aș fi reușit singură. Cineva trebuia să mă ghideze, nu aveam cum. Și m-am dus la curs. Bineînțeles că eu plângeam tot timpul, adică nu, a fost o perioadă grea. 2 ani de zile mi-au trebuit și 2 ani de zile intensiv, ca să zic așa, cursuri de astrologie, ateliere, ce pe vremea aia se făceau numai la clasă, tabere. În tabere, am fost atunci în tabere, am făcut terapie OLAV, adică am făcut multe lucruri, așa că după 2 ani, abia atunci am reușit
să mă pun pe două picioare, ca să zic așa. Și era, a fost bine din punctul meu de vedere, pentru că după 2 ani am întâlnit-o pe Nicoleta Zvorelefus. Adică m-am dus la Nicoleta, eu știam dinainte că ea a prezentat pe la Răzvan Antena, și Dani, da, pe acolo. Așa știam, mai ascultam asta. Și m-am dus și la ea. Ei, când făcea ceva, eu ziceam, gata, nu mă mai duc, gata, e destul. Eram și obosită, alergam de la un curs la altul, și la Valeriu, și la Nicoleta. Și mă duceam, am făcut și constelații în perioada aia, constelații familiare, deci eram într-o alergătură și pur și simplu nu ajunsesem așa la epuizare, ca să zic. Nu puteam. Când se apropia, în ultimul moment îi dădeam acolo, că vin și eu. Te luptai cu tine. Nu mai, domne, stăm acasă. Nu mai stăm acasă. Stai să nu stăm, da, acasă. Nu stăm acasă, mergem acolo. Adică absolut tot ce am făcut mi-a ajutat cumva. Vreau să spun că mi-a ajutat chiar și în meseria mea. Chiar și în meseria mea. Pentru că m-a făcut mai ascultătoare. Adică Nu impulsivă, eu aveam și momente de impulsivitate. Păi Marte în casa întâi, nu? Marte casa întâi și luna în berbec. Deci nu aveam cum să nu am. Avea un foc acolo și undeva. Da. Și m-a făcut mai analitică, nu pot să spun, pentru că întotdeauna am fost analitică, foarte analitică, eu în general, în toate, despic pirul 4, mă gândesc, mai aștept, chiar mai trece timp, chiar mi-aduc aminte, bă, da, așa, da, altfel, dar mai disciplinată cu lumea, cu oamenii, ca să zic așa. Eu oricum sunt o fire disciplinată, dar am disciplina mea. Sunt oameni cu care nu m-am înțeles pentru că mi-au reproșat că nu sunt disciplinată. Și am spus nu. Ascendentul sau Uranus al tău acolo, da, cu Saturn, numai pe vărsători. Că eu le-am explicat, dacă au vrut să înțeleagă, că eu sunt foarte disciplinată, dar am disciplina mea. Deci nu o disciplină impusă mie, nu pot să-mi spui ce să fac. Deci nu se poate. Nu ai cum. Deci nu ai cum să ajungi la mine dacă îmi spui ce trebuie eu să fac. Înțelegi? Și în meseria mea la fel. Deci nu spui, poți să-ți spui o părere, poți să-ți spui că ascult și părerea altora și mai ales celor tineri, pentru că ei au, vezi, noi oricât am vrea, suntem puțin închistați în documentul. Este și normal că ai o viață întreagă, ai făcut un lucru și ai rămas cumva acolo. Oricât de deschis ai fi, tot rămâi puțin. Dar eu ascult, mai ales persoanele tinere, pentru că ei au altă deschidere. Înțelegi? Chiar e o prostie dacă spune, nu-i nimica, nu contează. Important este să spui ceva nou, pentru că asta îmi dă mie o idee. Știi? Mie oamenii ăștia îmi dau idei. Savuroasă! Da, vin cu ideea și eu o dezvolt. Și o macin în capul meu acolo, că la rotițe, o bag acolo și ea se așează și își face treaba. Și-a făcut mama oie. Da. Da, așa este. Dar disciplina asta mea m-a și ajutat de-a lungul timpului. Vezi, nu aș fi putut să lucrez acasă, cum mi-a mai spus multă lume mea. Eu n-aș putea să stau și să fac. N-ai putea pentru că nu ești disciplinat. Dacă ți impui o disciplină și știi, eu mă scol dimineață, îmi fac ce mi-ai face pe acolo și mă așez la calculator. Deci nu merge că stai, sigur că mai am și zile că nu mai pot. Dar spun, ia să mă gândesc dacă stau astăzi, ce ar trebui să fac pentru treaba asta. Da. Ei, și atunci dacă eu găsesc așa o portiță, atunci îmi permit să stau și să o tălălăi așa, măcar o zi să... Asta. Dar programul e program. Perfect de acord cu tine și eu la fel lucrez de acasă, sunt foarte disciplinată, eu la ora 8 sunt în prima consultație, adică nu există, lucrând de acasă te gândești, azi dorm până la 10, nu, mai multe păcălești, iar din punctul meu de vedere, disciplina este cea care bate motivația. Exact. Oamenii zic, nu, domne, motivația contează. Contează motivația, că pornești cu ea la drum. Dar la un moment dat, motivația aceasta e un gaz pe care îl consumi, intră într-o anumită rutină, nu te mai mulțumește, nu mai funcționează la aceiași parametri. În schimb, dacă ai o rutină și o disciplină,
E... Da. Disciplina este foarte importantă. Da, de aceea și sportivii de performanță, întotdeauna, dacă vă uitați, și am analizat foarte mult și hărțile lor și faptul că am lucrat cumva într-un mediu cu sportivii, am observat lucrul acesta la ei. Disciplina este cea care nu degeaba au antrenamente la aceeași oră, mese la aceeași oră, o anumită rutină, pentru că disciplina este esențială. Iar noi, așa cumva, saturniene, ne-a și venit natural să fim, da, și recunoscutare universului, da, dar am și lucrat-o, pentru că totuși mai avem momente când și noi procrastinăm și ne culcăm pe urechi. Suntem oameni, în fond și la urma urmei. Da, așa este, numai că eu am învățat de la bunica mea, care îmi spunea că nu trebuie să stai prea mult în pat, că patul te trage. Așa e, te face să stai acolo. Da. Am învățat că atunci când simt că patul mă trage, să mă ridic. Adică sări în picioare și ai să vezi ce faci, că ceva ai să faci. Și atunci îmi găsesc altceva de făcut, în așa fel încât să nu zac, să nu stau. Uh-huh. Să nu stau. Eu oricum nu pot să stau. Deci nu pot să stau. Cred că așa m-am obișnuit. Da. Să fac câte ceva tot timpul. Nu eram așa în tinerețea mea îndepărtată. Nu eram așa. Adică puteam să stau, nu aveam nicio problemă. Nu așa. Eu chiar îi spuneam, mama mea nu stătea niciodată. Spuneam, eu nu știu cum poți tu numai să muncești ceva și să faci ceva. Și la care ea ne spune, eu nu înțeleg cum poți tu să stai. Da. Și acum am ajuns și eu acolo. Deci, da, nu pot să stau. Deci, statul mă îmbolnăvește, ca să zic așa. Așa fac și eu. Când simt că mai au răceală sau simt că mă îmbolnăvesc, păi ăla e momentul în care mă ridic și lucrez mai mult. Tocmai ca să nu-mi dau voie să mă gândesc că am obosit, că sunt bolnavă, că am nu știu ce. Lasă, dragă, stăm tot timpul, ne plângem, nu, mișcăm un pic lucrurile și, da, imediat ieșim din stare. Nu ne plângem, că eu nu mă plâng în general, pentru că, în primul rând, că nu te ajută nimeni, că n-ai la cine să te ajute. Și de-a lungul vieții am fost așa, nu mă plângeam decât la persoane care știam că mă pot ajuta. Adică nu la oricine așa, doar că să mă trezesc eu. Da. Nu mă plâng și mai am și o altă gândire, ca să zic așa, cu cât zici mai mult că lasă-mi bătrân, da, am ajuns, da, nu știu ce, asta vin peste tine. Deci eu așa cred. Așa vin, e. Da, nu, eu nu mă consider. Tu ești spirit tânăr, măi, da, dar sigur, bătrână, corpul mai dă rateuri, că ce să facem, da, și problemele cu picioarele pe care le am eu din tinerețe și asta, sigur, cu vârsta, na, te mai șubrezești un pic, dar atât, dar tot mă fac curaj, adică nu mă las. Nu te lași. Păi te găsesc peste tot. Că e un curs online, că e un curs fizic, nu există. Primul mail pe care îl primesc sau așa, mă uit, e sau nu e, Cristina? Dar eu înainte să mă uit, eu știu că e acolo. Mi-am făcut o rutină, o disciplină din a uita, e și Cristina sau nu e. Nu neapărat că am avea vreo prietenie sau că stăm foarte mult la povești, dar așa, e, da, o conexiune. Zic că uite-mă pe Cristina, e aici, da, e bine. Conexiunea s-a făcut și a fost la Barbara, că acolo, da, ne-am cunoscut. Deci și pe Barbara, nu, ea a fost ultima la rând, ca să zic așa. Dar este tot între cei, da, între mentori, ca să zic, mm-hmm, așa. Trebuia să mă cunosc și pe mine. Da, și asta vezi, acum, pentru că tu trebuia probabil să mă aduci aici. Înțelegi că eu să pun în practică ceea ce am învățat cu ani în urmă. Da. Uite, cred că am o chestie de asta de... Da, ați dat ceva ce probabil la un moment dat mi-ai dat tu mie. Ce-ai fi dat? Sigur. Ce te mai motivează, Cristina, să vii la cursuri? Care-i plăcerea? Adică motivația. Care-i plăcerea? Încă ce simți că mai afli la cursuri? Că vorba aia de 20 de ani aproape tot faci și le știi. Deci, da, de 20 de ani tot fac așa, dar de 10 ani am făcut intensiv, cum ar fi, și peste tot. La Valeriu nu mai vorbesc, am făcut de câteva ori toate cursurile lui. Motivația este ca să, în primul rând, să aprofundez niște lucruri, pentru că nu ai cum. Oricât de mult ai citi, nu este la fel decât atunci când auzi și când ești într-un grup și fiecare spune ceva și chiar de la fiecare în parte poți să afli ceva din ce spune. Acte ți se mai aprinde un beculeț, uh-huh, și mai vezi, mai înțelegi ceva mai bine.
Și asta ar fi, ca să zic, motivația. Dar vreau să spun că dacă apuci pe calea asta și îți place și este ceva care vezi că te-a schimbat, care îți aduce bucurie, nu te poți opri. Eu cel puțin nu mă pot opri. Înțelegi? Eu sper să o duc cât... Eu le-am spus... 20-30 de ani, cel puțin. Că s-ar putea să-l apuc, să apuc tot tranzitul lui Pluton vărsător. Nu, Doamne, se știe ești niciodată. Nu, no, sigur, eu te văd, te simt, da, ești acolo. Că, da, ar fi posibil. Mm-hmm. Da. Și toate lucrurile astea pe mine mă încarcă cu energie. Înțelegi? Mie îmi dă puterea să merg mai departe. Am avut o perioadă... Cred că anul trecut sau acum 2 ani, mai mi-aduc bine aminte, că eu nu mai am noțiunea timpului când așa. Când pur și simplu simțeam așa că nu mai pot. Vreau să spun că și copiii mei au observat. Deci unul dintre copiii mei mi-a spus odată mai de mult, cred că începuse pandemia sau înainte puțin de... Așa s-a întâmplat că o perioadă nimeni n-a mai făcut nimic. Nu știu, au fost vreo 2-3 luni, nu s-a mai auzit nimic. Iar eu probabil că eram cam căzut. Și a spus, da, mamă, da, astronauții tăi nu mai fac nimic? Nu te mai duci pe acolo? Păi n-au mai făcut, mă. Și s-a simțit în tonosul tău că lipsește ceva. Da, s-a simțit. Pentru că, uite, atunci când te duci și te conectezi, că e un curs, că e o ședință de astrologie, că bănuiesc că te duci și tu ca orice om la un astrolog, cum și eu mă duc la astrologul meu, te încarcă cu energia. Adică fiecare ședință de astrologie te ajută să te poziționeze mult mai bine în propria viață, nu în sensul că îți spune cine ce să faci, dar îți înțelegi un anumit traseu pe care, dacă ești disciplinat, rutinat și ai și înțeles ce înseamnă astrologia, nu că te ajută, te face să faci niște salturi, da, de-astea să faci quantice. Niște salturi, da, da, te ajută, da. Te ajută să faci niște salturi. Pentru că vreau să spun că din punctul meu de vedere, astrologia este foarte importantă ca să te cunoști pe tine. Uh-huh. Deci asta este primul lucru. Înainte să faci să te uiți prin horoscoape și să faci să te duci la o ședință astrologică și așa, trebuie, frate, să-ți cunoști harta natală. Deci dacă nu-ți cunoști harta natală, foarte multe nu poți să faci. Pentru că harta natală te ajută să înțelegi niște lucruri despre tine. Deci eu, când am început cursurile cu Valeriu, și acolo mi-a spus de aia, de aia, de aia, de aia, nu se poate, nu e vorba despre mine aici. Ha, ce-mi place că ai adus aminte de discuția asta. Nu e vorba despre mine aici, nu sunt domne așa. Mă și contraziceam cu Valeriu, da, nu sunt așa, nu. El spunea, mai gândește-te, mai nu știu ce, mai așa. O, dar nu fac eu asta, dar nu eu asta. Deci, cu timpul, sigur, încet, încet, îți dai seama că mi-a trebuit și ceva voință, pentru că eu vin cu nodul sud în leu. Deci, eu! Adică nu putea, nu se putea să fie, nu? Deci, trebuia să ajung la vărsător și eu nu ajungeam, mă oprisem pe undeva la... Și am constatat că... Sigur că structura era cam aceeași, dar că erau foarte multe lucruri pe care eu despre mine nu le cunoșteam, iar în momentul când le-am cunoscut am putut să gestionez altfel situațiile. Și ți-ai ușurat viața? Da, sigur, sigur. Pentru că, de exemplu, nu mi-am explicat niciodată impulsivitatea pe care o aveam. Eu nu eram un om impulsiv așa mereu. Dar aveam momente, frate, când m-a apucat pe mine balamucu. Și nu știai de unde? Nu știu, n-am știut de unde. Pentru că am văzut că e luna în berbec. Da, Marte în casa întâi. Marte în casa întâi. Hai, da, de că uite după aici e treaba. Și e mare lucru să înțelegi cum să-ți gestionezi emoțiile. Pentru că luna în berbec este foarte impulsivă. Cea care deschide ușa, o trântește, poate se enervează în unele momente greu, dar prima chestie la ea e impulsul ăla. Acum, aici, ieri, dacă se poate. Da. Și mai ales când te călca cineva pe coadă. Tu mai avut și forță. Da, da.
Atunci și forță, sigur că așa, atâta Saturn, normal că așa eram și eram dum-dum-dum-dum, adică nu, și nu puteai să stai de vorbă cu mine. Dacă mă apucau pe mine nervii, clar, trebuia să fugă toată lumea din calea mea. Da, nu. Te exteriorizeai impulsiv, adică... Da. Dar faptul că am cunoscut acest lucru m-a ajutat să gestionez. Adică stai, să nu reacționăm, să întâi să ne gândim. Ne mai gândim că dacă stai și te gândești de două, trei ori, îți pierde. Deci nu mai ai impulsul, reacția. Începi să acționezi. Asta este altceva. Dar că asta făcea Luna în berbec, dar Luna în berbec m-a și ajutat. Bineînțeles. Deci Luna în berbec mi-a dat curaj. Păi uite, ești aici. Păi da, mi-a dat curaj și de-a lungul vieții. Deci eu am avut un curaj nebun. Eu m-am, de câte ori m-am aruncat cu capul înainte în anumite lucruri, toată lumea îmi zicea, nu face, nu trece, nu știu, dar eu nu. De fiecare dată mi-a ieșit. Deci toate lucrurile la care m-am aruncat așa cu capul înainte, mi-au ieșit. A fost de bine. Și dacă nu ieșeau, le rezolvai tu? Nu, da, pentru că eu zic că bă, dacă nu ți iese din prima, poate din a doua, nu? Adică nu te descurajezi. Perseverentă. Da, perseverentă. Băi, acum atâta Saturn acolo. Sigur că trebuie și el să mă ajute. E el în opoziție cu Luna, dar e de bine. Adică nu da. E... Măi, ai reușit să înțelegi și să-ți sublimi lucrurile astea, pentru că, dragilor, despre asta este astrologia, să ne cunoaștem mai bine și să învățăm să ne gestionăm plusurile și minusurile. Că și tu ai aspecte în hartă, nu strălucite. Și eu, Doamne, slavă Domnului, dar înțeleg, am înțeles... Da. Cum ai făcut tu cu Luna în berbec? Ok, nu trebuie să țip din prima. Stai să respiri de două ori sau să număr efectiv până la 5 și spun apoi ce am de transmis. Și altfel o resimți în primul rând tu situația. Da, sigur. Păi da, în primul rând că în momentul când mă enervam, eu nu mai judecam. Deci nu mai puteam să gândesc limpede. Deci erai prea pe emoție cumva. Da, pe emoție eram. Da. Și nu mai puteam, nu, pur și simplu, nu mai și mai dai drumul și la vorbe. Adică faci niște lucruri. Degenerează un conflict. Da. Și dacă nu gestionez cumva treaba asta. Numai că eu am reușit să gestionez. Am reușit să-mi dau seama de unde îmi vine toată treaba, de unde îmi vine această impulsivitate și să mă gândesc cât de mai multe ori, știi, să fiu mai... Da. Bine, nu-ți imagina că și acum nu mă apucă. Mă mai apucă și pe mine, știi, așa, mai ții, mai trântesc cu o ușă, dar rar. E altceva, e mai temperat. Da. Trebuie să fie ceva care să mă scoată chiar din sărite ca să fac treaba asta. De obicei pot să controlez. Ceea ce nu puteam să fac, nu puteam, asta este. Și acum da. Cristina a înțeles, hai bine, fac da. Eu aici, așa, ok, am înțeles, mai fac și așa. Mai fac și așa. Deci de asta îți spun eu bă, nu înțeleg, nu pot să înțeleg, asta este, probabil cumva o să înțeleg de ce oamenii se duc la astrolog pe primul loc să afle ce li se întâmplă. Nu, ce ți se întâmplă? Stai puțin întâi, uite-te la tine, cum ești, ce faci, da, cum te înțelegi, cum te manifesti în fața altor persoane, cum... Eu oricum am fost percepută ca Saturn, adică așa am fost dură, percepută nu? Toată viața, da. Și acum vreau să spun că oamenii așa m-au cunoscut, deci e mai greu să le schimbi percepția, dar nu contează. Da. Acum nu mai contează, înainte conta, acum nu mai contează. Dar rămân la ideea mea fixistă, că doar am ascendentul vărsător. Așa, cunoașterea hărții natale este esențială ca să poți să înțelegi orice din astrologie. Da, și mai mult de atât, cum ai zis tu, mă duc să aflu ce mi se întâmplă. Ok, dar ești conștient că ceea ce ți se întâmplă vine din interiorul tău și din alegerile tale? De aceea trebuie să-ți cunoști harta și asta spun și eu tot, măcar o dată în viață te duci, îți faci hărțile să te înțelegi, natală, karmică, să-ți înțelegi, măi, de ce mă duc în sensul ăsta, de ce reacționez așa, de ce? Primești foarte multe aha-uri, iar dacă prima ta reacție este, nu sunt așa,
mai stai un pic, mai gândește-te, mai recitești dacă e în format scris, mai reascultă discuția dacă a fost înregistrată sau verbală, du-te fă-ți-le de mai multe ori, pentru că până la urmă e normal, de la fiecare om în parte primești o altă viziune, pentru că eu nu văd astrologia cum o vezi tu și nici tu ca Valeriu și nici Valeriu ca X. Suntem oameni, avem propriul filtru, dar cu toți în aceeași măsură, baza o spunem la fel, pentru că aia, cu ea lucrăm. Dar totul în viață pleacă de la noi. Absolut. Păi de aici, nu? Că degeaba mă duc, citesc oamenii horoscop, da? Din punctul meu de vedere este un divertisment. Nu discut asta, că nu este subiectul. Dar când te apuci și citești horoscopul, acolo vezi, bă, că ți se întâmplă nu știu ce. Păi, poate să nu ți se întâmple, nu? Că doar nu ești tu singurul din zodia aia de acolo. Dar nimeni nu înțelege că acela este un horoscop general, că sunt doar energiile care sunt. Vezi, de aici, eu, pe mine m-a ajutat foarte mult să mă cunosc, pentru că cunoscând energiile momentului, deci în contextul acestor energii, eu am putut să fac anumite lucruri. Pe mine, faptul că îmi cunosc bine harta, că îți dai seama de atâția ani, ei fi avut și eu timp să o pritocesc, așa. O știi pe din afară de... Mă ajută extraordinar în treburile zilnice, da? Când știu, de exemplu, că Marte vine pe undeva și că s-ar putea să-ți dea așa un șut sau să te facă puțin agresiv sau nu știu ce, mă retrag. Mă retrag în carapacea mea ca să nu... Atingi la troia. Da, să nu ajung acolo, să creez niște situații în care să nu mai pot controla această energie a lui Marte. Știi să lucrezi cu tine și cu harta ta, asta este foarte important. Asta ajută. Deci faptul că îți cunoști harta natală te ajută în munca ta de zi cu zi și în relațiile tale umane de fiecare zi. Nu mai sari în trafic, toată lumea se enervează, le mai spun și copilor ăsta. Vezi că unul dintre mine, dar planetele alea nu fac nimic bun, bă, ele totul fac bine. Numai că trebuie să știi cum să lucrezi cu ele. De ce, dacă știi că Marte îți dă impulsuri și... De ce să te ceri cu ăla în trafic? Te faci și tu că nu-l vezi și asta e, nu? Cel mai sănătos este. Deci harta natală pentru asta, asta te ajută și de-aia eu am convingerea nestrămutată că asta este primul lucru pe care trebuie să înveți, să-l înveți. Împărtășesc cu tine ideea asta, este baza, este esența, e fundația casei. Da. Și în consultație așa spun. Gândește-te că e fundația casei. A, e bine pus acolo, nu contează ce se întâmplă după, de aici pornești. Te uiți în hărțile copiilor? Normal. Lucrezi cu ele? Le spui? Le transmiți? Nu. Nu. Copiii mei nu prea primesc lucrurile astea, dar nu, eu nu disper și pentru că vor ajunge, nu au cum să nu, deci nu au cum să vede acolo, că la un moment dat, nu, probabil că să facă astrologie sau asta, nu cred că vor face lucrurile astea, dar eu așa mă gândesc eu acum, poate greșesc, ei trebuie să spună lucrul ăsta, cred că ceva ei mai da, dar nu vor să-mi dea dreptate. Deci nu vor să-mi zică... Ce zici acum? Da, dar nu avem cum. Deci noi, ca și familie, toți copiii au venit aici, deci la soțul meu și la mine, ca să învețe ceva. Deci cea care trebuie să învețe și asta sunt eu. Soțul meu a fost pentru mine. El a venit și a fost pentru mine. Deci la noi este o relație karmică. A fost o relație karmică, clar. Eram născut și în același an. Deci aveam și planetele grele pe acolo, nodul nord învărsător. Așa, dar el a venit pentru mine. Deci inclusiv toată boala lui și toată asta a fost ca să mă ajute pe mine în evoluție. Deci vreau să spun că și acei 2 ani care au urmat decesul lui, el a fost lângă mine tot timpul. L-ai simțit în prezență? Da, cum? Deci era tot timpul și acum și când am fost bolnavă l-am simțit și când am avut probleme grele, dar primii 2 ani el a fost
acolo. Deci el avea, el, cred că asta a fost misiunea lui, de fapt, să mă împingă pe mine spre Vărsător, spre Nodul Nord, să fac. Iar copiii au venit, că sunt trei, trei din trei sunt semne cardinale. Așa că, ce să mai vorbim, în cuadratură cu toții acolo și să vă ciufuliți un pic și, da, fără să mai punem la socoteală că patru dintre membrii familiei au nodurile directe. Deci Răruț. Da, răruț. Da, foarte drăguț, vezi? Minunat, da. Ce să mai. Deci se transmite, da, și transgenerațional. Păi, informația, da, categoric. Sigur, sigur. Iar ei au venit, nu, eu nu pot să spun acum, lumea spune, vreau să fac un, gata, să pun pe treabă, să facă un copil. Știi? La mine nu era nicio problemă să fac un copil. La mine problema era alta, să nu fac. Știi? Deci, da, ei trebuiau să vină. Categoric. Toți. Și vezi, trei băieți și o fată. Fata e în zodie mutabilă. Da, băieții în zodii cardinale. Toți trei. Toți trei acolo, prezenți. Ce să facem? Da. Ne bucurăm de, da, ce avem. Ne bucurăm de ce avem. Eu mă bucur, știi, că copiii sunt darul lui Dumnezeu pentru, da, noi. Dumnezeu a fost darnic cu mine, de ce să zic. Te iubește, uite-te unde ești. Da, mă iubește, Dumnezeu m-a iubit. M-a iubit tot timpul. Îi simți prezența lui Dumnezeu lângă tine? Vreau să spun că am fost sigură și sunt mulți ani, deci cam din tinerețe, am realizat la un moment dat că am ajutor de sus. Am realizat așa, nu știu cum. Pentru că eu, dacă aveam o problemă, niciodată, dacă e o problemă mai gravă, vorbesc nu de lucrurile astea mărunte, eu nu acționez în momentul respectiv. Eu trebuie să aștept să treacă o noapte, pentru că știu sigur că voi primi răspunsul. Uh-huh. Așa cum a fost cu mulți ani în urmă, când am avut nevoie de răspuns, când ar fi trebuit să acționez în ca luna berbec, așa, am așteptat să vină noaptea, iar dimineața am știut ce trebuie să fac. Cum? Rațional? Ai simțit? Ai visat? Cum s-a manifestat la tine? Nu știu exact cum, eu am presupus tot timpul că visez, dar nu mi-aduceam aminte visul. Deci eu mă culcam, da, știam că lucrul ăla trebuie cumva rezolvat, dar nu făceam griji că nu se va rezolva. Dimineața când mă trezeam, mă trezeam cu problema rezolvată, adică aveam soluția. Și știi deja că îți rămâne doar să o pui în aplicare. Exact. Și bineînțeles că soluția se putea rezolva, adică puteam să o pun în aplicare și o puneam direct, imediat, și totul mergea la șnur. Deci nu știu cum a ajungea la mine. Și oricum nu are nicio importanță. Important era rezultatul. Important e că și tu erai deschisă să primești. Pentru că odată, da, ce ți se oferă, poți să primești dacă ai și tu deschidere. Că altfel... Da, probabil că... Da, nu știu. Dar probabil afinitatea asta mea cu astrologia și faptul că eu am venit aici cu ceva și mi s-au dat... cu o misiune mi s-a dat și sprijinul. Mi s-a dat și sprijinul. Păi întotdeauna primești binele, dar dacă știi să te și echilibrezi când ai de greu, că nu totul merge așa... Fără doar și poate, șnor. Numai că asta este. Am avut probabil și o intuiție, da, nu știu de ce, dar întotdeauna am acționat cam așa cum ar fi trebuit, mm-hmm, la momentul respectiv. Iar, desigur că de-a lungul vieții am avut și lucruri care se rezolvau din punctul altora de vedere, trebuiau rezolvate într-un alt mod. Eu mă felicit că le-am rezolvat în modul meu. Eu nu rezolv lucrurile ca toată lumea.
Deci eu am modul meu de a le rezolva, că atâta vărsător acolo, deci nu ai cum. Dar trebuie să faci altfel. Uite, dovadă că și acum am venit aici ca să fac lucrurile altfel decât face toată lumea. Deci ți-am spus, în capul locului nu mă apuc să trec nimic prin semne, nimic să vorbesc astrologic, pentru că asta face toată lumea. Da, noi am venit să vorbim cu o poveste de viață și cu un exemplu de viață și să înțelegeți prin viu grai și prin prezența ei, cum putem să lucrăm cu astrologia și cât de vastă și minunată este astrologia și cât de mult ne ajută, pentru că este un dar al Universului, al lui Dumnezeu pentru noi. Dacă nu trebuia să primim informațiile acestea, nu studia nimeni astrologia înainte, nu aflam lucrurile acestea, adică avem niște daruri să învățăm să întindem mâna și să ni le luăm. Crezi în regrete, Cristina? Ai regrete? Lucrezi cu partea asta de regret? Nu. Din punctul meu de vedere, un lucru terminat nu mai are rost să-l regrezi, pentru că oricum nu ai cum să-l modifici, asta e clar. Deci, degeaba te uiți în urmă și te gândești, păi, dar dacă eu făceam așa, dacă nu mergeam pe drumul ăsta și făceam altfel și făceam, că poate era mai bine, dar la ce mi-ar folosi? Că oricum nu mai pot să mă întorc înapoi. Deci, asta este, nu, eu nu regret. Nu regret nimic, pentru că nu-i folositor, ca să zic așa. Nu-mi folosește la nimic regretul. Eu cred cu tărie că tot ce trebuie să se întâmple, se întâmplă fix în secunda respectivă. Ca atare, regretul doar ne încarcă și ne place nouă să ne amăgim că dacă aș fi putut să fac altfel. Nu există să fi făcut altfel, că dacă s-ar fi putut, s-ar fi făcut. Și ca atare, eu personal cu regretul nu am regrete și chiar dacă am avut momente dificile în viață ca toți altfel și pierderi și așa mai departe, sunt în acceptare. Așa a trebuit să se întâmple. Așa este. Pe mine astrologia m-a învățat să accept lucrurile. Păi da, te aduce în acceptare și în prezent. Da, 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 da. Ce te împlinește cel mai mult în momentul de față? Nu pot să fac o ierarhie, ca să spun așa. Toate lucrurile care mi se întâmplă, pentru că eu mă bucur de orice. Ce frumos! Nu am fost de la început așa. Deci, adică să... Ai fost și tu pe ego și pe nodul sud, nu? Adevărul, da. Că de ce mie, de ce eu, de ce așa. Dar acum eu mă bucur de toate lucrurile, cât de mici. Deci cât de micuțe sunt lucrurile și mai ales copiii mai îmi fac niște lucruri, eu mă bucur de orice. Totul este binevenit și bucuros. Și așa, nepoții? Pentru... Și nepoții nu am participat, ca să zic așa, activ la creșterea lor, pentru că nici nu puteam. Eram foarte ocupată cu munca, deci munceam foarte mult, dar în principiu nu prea sunt de acord. Adică fiecare trebuie să-și crească copilul așa cum crede de cuvință, așa cum mi-am crescut și eu. Și că am zis, frate, dacă nu, când cresc, nu sunt ce vrei, îți asumi toată treaba. Nu mai ai pe cine să dai vina. Mm-hmm. Înțelegi? Ți-ai responsabilizat conform lui Saturn, nu? Păi, sigur. Păi, asta este. Băi, dacă așa sunteți, așa am crescut. Vezi ce înseamnă să știi harta cuiva? Da. Ei, ți-ai făcut legătura. Da. Dar așa, dacă zici, că a crescut la mânci, ta mare, ei sunt ei, el ar fost dacă te creșteam eu, păi dacă crește, dar nu l-ai crescut. Da, deci așa cum spui, toate lucrurile se întâmplă ca să poți să-ți împlinești destinul. Da. Ca să poți să-ți împlinești destinul. Vezi, poate și eu aș fi profitat, de exemplu, dacă cineva ar fi putut să-mi crească copii. Să zic, poate, nu știu, prin firea mea așa, eu zic că nu. Dar să zicem, poate, numai că n-avea cine. Adică asta era. Da? Și pentru că vorbeam de nepoți, nu am participat activ așa. Dar îi simt aproape așa de mine. Acum am o nepoțică, una mititică, cu care știe cu bine bucurie. Doamne ajută! Să mă joc cu ea, adică atât. Nu am eu nicio responsabilitate și e bine ca părinții să-și asume responsabilitate. Că așa e corect. Da. Da. Zi-mi așa, dacă îți vine în minte.
Ți-ar fi plăcut să fi primit vreun sfat la un moment dat în viață sau să fi venit cineva să-ți fi spus, ipotetic vorbind, că nu schimbăm, cum am zis, nimic din ceea ce s-a întâmplat, dar ai fi vrut să fi primit un anumit sfat la o anumită vârstă sau să oferi o anumită recomandare celor care ne urmăresc în general, un sfat de viață? Deci dacă e vorba să spun de sfaturi și să dau un sfat, o recomandare, nu prea un dau sfat, eu. Nici eu nu dau sfaturi, dar recomandări. Este că să nu asculți de sfaturi. Deci sfaturi am primit, fără să le cer. Toată lumea îți dă sfaturi, pentru că cred că e lucrul cel mai ușor de făcut, ca să-ți spună fiecare ce ar trebui tu să faci sau ce ar trebui, ce trebuia să fi făcut, da, așa, că ți-ar fi fost mai bine dacă... Eu nu am primit sfaturi. Am ascultat pe toată lumea. Am ascultat așa, că așa e civilizat, așa am fost învățată. Da. Bine, vreau să spun că au fost și momente când am tăiat o tranșantă, adică că doar sunt capricorn, nu orice ce, nu? Așa, da. Așa. Așa. Nu am ascultat de sfaturi decât în măsura în care, prin filtrul gândirii mele, ele mi-aduceau un adaos, un plus. Cum a fost, de exemplu, sfatul mamei, mama nu m-a obligat niciodată la nimic. Sfatul mamei să mă duc și să învăț o meserie într-un liceu de specialitate. N-am de la început, nu. Adică toată lumea se ducea pe acolo și eu să mă duc aici. Dar am trecut asta prin cap și m-am gândit că nu-i rău. Și am făcut. Dar altfel să vină cineva și să-mi spună, băi, uite, în situația asta ar fi bine să faci așa? Nu. Deci eu nu am acceptat niciodată și vreau să spun că oamenii la un moment dat au și renunțat să-mi dea mie sfaturi. Nu știu ce era pe la spatele meu, dar în fața mea nu. Nu, pentru că eu le tăiam din prima, că nu le-am cerut sfatul și cu asta basta. Eu fac așa cum cred, deci așa era. Când cineva îmi spunea ceva, uite care e treaba, eu fac așa cum cred eu de cuvință, iar tu nu-ți mai răci gura, că oricum degeaba vorbești. Rebela din tine. Da, păi, luna în berbec, Marte în casa întâi. Și Uranus. Și Uranus. Și Uranus în casa șasea, deci în ce în rac. Am înțeles. Da, deci și la muncă la fel. Păi mai ales la muncă cu Uranus, da, acolo, păi ce vorbești? Eu fac, deci nu spuneți voi mie ce trebuie să fac. Că eu știu și ce trebuie să fac și ce să nu fac și fac, da, când vreau eu. Da, așa este, da. Eu fac, da, chiar ce vreau eu. Deci, da, asta este. Harta mea este de rebel. Da, dar e o hartă superbă, Cristina. Adică eu o știu din cursurile noastre, e de invidiat. Da, da. E de invidiat, deși uite că ai luat-o și tu așa cu lecții și... Am luat-o ca să ajung pe cale. Mm-hmm. Da, pentru că eu eram, dar eram cumva pe lângă. Știi? Da, adică eu... nu eram chiar pe cale. Eram așa alături cu drumul. Mai știi? Aveai un pic până la ușă. Da, da. Vedeai că e drumul, dar nu știai unde exact. Da, eram și atunci de fiecare dată a venit Saturnelu, că el e prietenul meu de o viață, așa, și mie m-ai tras așa, pac, ia trece aici, că iar te-ai depărtat. Da. Ești fericită? Eu pot spune că da. Și am să spun, nu pot să-ți dau o definiție a fericirii, că ea nu există, bineînțeles, mm-hmm. Și că ea, pentru fiecare, cred că fericirea este altceva, așa cred eu, că fericirea este altceva. Dar cred că fericirea este o stare de spirit ca și vârsta. Mm-hmm. Ești, poți să fii acum fericit și peste două ore să fii în, așa, în altă parte, ca să zic așa. Dar dacă stau și mă uit în urmă la toată viața mea și mă uit și ce s-a realizat în familia noastră, pentru că vreau să spun un lucru. În familia noastră nu este numai unul care a realizat ceva. Familia noastră, că de altfel ți-am spus patru noduri directe, familia noastră a realizat totul împreună. Deci, că unul a tras într-un timp, că altul a tras în alt timp, că așa, cum necum, familia noastră a mers împreună și toate realizările au fost împreună.
făcute. Și da, pot să spun că sunt fericită. Da, sunt fericită, copiii sunt aproape de mine. Nu îți imagina acum că stăm toată ziua și ne pupăm. Nu, dar suntem acolo și știe toată lumea din familie, știe că toți sunt acolo pentru el dacă are nevoie. Asta e cel mai important. Da. Confortul lui Saturn, nu ne pupăm toată ziua bună ziua, dar suntem responsabili și prezenți. Măi, Cristina, ce să zic, ești o poveste, ești o minunăție. Îți spun sincer, sunt recunoscătoare universului că te-am întâlnit și ție că ai acceptat să vii. Dragilor, luați notițe, credeți-mă, ascultați-mă, vorbim peste 50 de ani uitându-ne din nou la acest podcast și o să vedeți că de fiecare dată o să vedeți lucruri dintr-o altă perspectivă, pentru că ne-ai arătat așa și cum să lucrăm cu harta natală, practic, prin povestea ta de viață, pentru că noi asta ne-am propus astăzi și mai clar decât să lucrezi cazuistic, nu cred că se poate. Este, în cele din urmă. Cristina, mulțumesc că ai venit. Și eu mulțumesc mult pentru această oportunitate. Cu tot dragul din lume. Cu siguranță ne mai găsim, ne vedem la cursuri oricum, noi ne vedem, suntem în legătură. Da. Și dragilor, dacă aveți întrebări pentru Cristina, lăsați-le în comentarii și pentru mine și pentru Cristina. Și dacă vreți să vorbiți cu ea sau poate, de ce nu, într-o consultație astrologică, o să-i dăm tag, o să o găsiți, că sunt convinsă că aveți ce să primiți ca recomandare și viziunea ei în sensul ăsta de Saturn, rebel, nod nord, învărsător, care reprezintă totuși partea asta de astrologie. Da. Că aici trebuia să ajungi, da? Sunt lucruri superbe. Cristina, îți mulțumesc. Mulțumesc mult de tot că vă uitați. Ne vedem data viitoare. Seară faină. Zunivers Podcasts.